Hei, salut, salut! Am vrut să împart acum o informație, eu cred că cheie pentru cuplurile curente din societatea curentă în care trăim, în care este foarte puțin înțelegere despre valorile sine, propriile necesități și propria valoare. Din partea femeilor și a bărbaților. Amelor. Am avut o consultație acum cu un cuplu. Ceea ce am vrut să împart este că avem două probleme. Bărbații înțeleg, descoperă valoarea femeii doar după ce aceasta deja nu mai este interesată. Adică prea târziu. Când deja o pierd ca un fel. Pe când femeile văd valoarea sau îl valorează pe bărbat prea devreme, înainte ca acesta să dorească să fie în relații. Într-adevăr, să fac un efort pentru relația asta. Și aceasta se întâmplă din mai multe motive, dar unul dintre cele mai importante motive, precum este în cuplu despre care am vorbit, sunt... Cu toții venim în relații cu anumite bagaje și bagajele ca fiind traume diferite. Și aceste traume tind să realizeze, tind să manifeste, tind să joace în relații și ne orbesc pe noi. Și ceea ce vedem, ca atare nu vorbim cu persoana, cu cuplu, cu persoana iubită, persoana din cuplu, dar vorbim cu persoana aceea, cu părintele, unul dintre părinți sau oricare persoană în care a fost creată acea traumă în copilărie. Și desăori aceasta orbește și nu putem vedea nici propria valoare, nici nu putem vedea persoana iubită. Dar cumva vedem doar situația aceea de atunci, în care ne-am simțit respinși, nevalorați, neiubiți, neascultați, și asta creează și noi și persoana, când suntem într acea traumă, total suntem orbi la ceea ce ca atare se întâmplă. Și de asta bărbații nu văd valoarea femeii, să ocupați cu ceea ce trebuie ca să ating scopurile astea, să reușesc, să arăt, să fiu, să fac înainte ca atare de după, adică încep a valora, a vedea valoarea femeii doar după ce o pierd, după ce aceasta nu mai dorește să fie în cuplu. Când femeia se aruncă ca o scăpare într-o relație, în relația asta, validându-l înainte ca acesta să dorească să fie, să dovedească, să lupte pentru acea relație. Și asta creează această oglindă în care ambii trăiesc și trăiesc traumele și nu acționează construind relația care își doresc, dar reacționează din traume. Și din acest motiv este super important, chiar dacă suntem într-o relație la moment, să fiecare să lucreze, să reflecteze, să lucreze în primul rând cu gestionarea sinelui, cunoașterea sinelui, pentru a putea vedea adevărul, realitatea care se întâmplă în fața ochilor, dar nu de a reacționa din traumă. Acesta este mesajul meu pentru tine astăzi. Dacă te-a ajutat, scrie un mesaj, scrie un comentariu aici sau trimite la o persoană care trebuie să audă asta. Aho!